național 18, Iacobeni, Cârlibaba, Borșa. Am curajul să spun una dintre cele mai frumoase zone și trasee turistice din România pe Valea Bistriței Aurii. Îi am în stânga și în dreapta mea pe primarii din localitățile Ciocănești și Cârlibaba, Radu Ciocan și Gabriel Danci. Astăzi, o zi foarte importantă pentru județul Suceava, se semnează în prezența directorului general a Companiei Naționale de Infrastructură și Autostrăzi, doamna Mariana Ioniță, se semnează recepția finală a acestui drum pe 40 de kilometri de la Iacobeni până la granița cu județul Maramureș. O investiție care a ieșit excepțională. Suntem într-o parcare amenajată pe marginea acestui drum pe Valea Bistriței. O investiție care ajută să scurteze distanța dintre Suceava și granița cu Ungaria cu 100 de kilometri până la Petea, satul mare. Oamenii pot veni pe aici mult mai ușor și mai facil pe la Borșa să ajungă la satul mare și în graniță și apoi spre Budapesta, Viena, dar și se deschide aici o perspectivă de dezvoltare turistică excepțională pe zona Bistriței Aurii. Primarii de aici au făcut și ei eforturi foarte mari. Există o infrastructură de cabane dezvoltată în această perioadă. Există obiective turistice foarte frumoase. Gândiți-vă la comuna sau la satul tradițional Ciocănești, care a câștigat de atâtea ori acest titlu național, la muzeele care înseamnă tradiții și obiceiuri, la Festivalul Național al Păstrăvului, la Plutăritul pe Bistrița și atâtea evenimente unice care pot fi petrecute de turiști în frumoasa Bucovina. Doresc ca imediat în perioada care urmează să facem o poartă de intrare împreună cu primarul de Cârlibaba aici în granița cu Maramureșul și sigur să promovăm în continuare această minunată zonă a Bucovinei, pentru că în sfârșit avem un drum așa cum îl merită de mult. Voi. Mulțumesc! Într-adevăr, un drum pe care îl așteptam de mult, care va contribui mult la ridicarea zonei. Deja se cunoaște și dacă analizăm valorile de trafic din perioada scursă de când s-a dat în folosință acest drum. Iar pe cei interesați sau care au semnalat că mai există anumite lucruri de realizat, vreau să-i asigur că în urma recepției se va stabili exact ce lucrări mai trebuie făcute și suntem convinși că în perioada de garanție constructorul le va realiza ca să fie totul făcut la perfecție. Încă o dată, un drum pe care l-am așteptat 10 ani de zile și nu putem să spunem decât că mulțumim constructorului și investitorului pentru eforturile făcute ca acest drum să arate așa cum ne dorim. Aș vrea o precizare să mai fac pentru Ciocănești. Am cerut ca în procesul verbal de recepție să fie consemnați kilometri de trotuare care vor trebui făcuți tot cu finanțarea Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi în Ciocănești. Da, astăzi avem soare din toate punctele de vedere. Am reușit în cele din urmă să ajungem să circulăm pe un drum modernizat, pe un drum pe care îl așteptam de foarte mult timp. Într-adevăr, am avut foarte mult de suferit în perioada în care el a fost așa cum a fost. După cum am mai spus-o, este soare, mă bucur de enorm de mult pentru că acum circulăm pe un drum mai mult decât legal, un drum european, care, într-adevăr, leagă Bucovina de Occident. Să sperăm că acest semnal va da și semnalul unei investiții în turism, pentru că în această perioadă, cât am fost frustrați, turismul a avut foarte mult de suferit. Într-un viitor apropiat, să sperăm că totul va decurge normal, cum de altfel ar fi nevoie să funcționeze. Mulțumesc!